Astăzi, primarul Constantin Toma a fost invitat la o ediție specială a jurnalului de știri din cadrul matinalului în forță de la Radio Campus. Pe lângă tema referendumului a fost abordat și cel mai fierbinte subiect politic de pe plan local, numirea senatorului Lucian Romașcanu în funcția de lider interimar al PSD Buzău. Șeful Palatului Comunal a dezvăluit că, de fapt, el a fost prima opțiune a lui Marcel Ciolacu, dar a refuzat oferta. Senatorul Lucian Romașcanu este nou președinte interimar al PSD. V-aș întreba în primul rând de ce nu Constantin Toma să fie președinte interimar al PSD Buzău? E întrebare bună și bineînțeles am avut o discuție cu domnul Marcel Ciolacu pe treaba asta și a fost una din opțiuni. Vă dați seama că până la urmă cel mai votat primar din România. Păi tocmai că vă recomandăm mult mai multe lucruri față de domnul senator. Scopul meu în viață nu este de a deveni președinte la PSD Buzău. Și de ce ați refuzat această funcție? Scopul meu în viață, păi lăsați-mă acum să vă spun și eu despre scopul meu în viață. Scopul meu în viață este să las ceva în urmă municipiul Buzău. Am apucat-o pe un drum bun și dacă aș fi ajuns președinte la județ sau eu știu care înseamnă probabil 70-80% din timpul, ar fi însemnat 70-80% din timpul meu, și nu am acest timp. Președinte executiv al organizației municipale a PSD Buzău, edilul șef a precizat că, în cazul unor alegeri interne, îl va susține pe Lucian Romașcanu pentru funcția de președinte al organizației județene. Dacă vor fi alegeri organizate la PSD, veți candida pentru șefia organizației județene, domnul președinte? Cu siguranță nu. Motivul vi l-am spus. Pe același pentru principiu mine, că nu aveți pentru timp. Mine este cel mai important îl lucru. Îl veți susține pe Lucian Romașcanu? Da, în momentul ăsta, dacă nu o ia razna, pentru că eu sunt un tip foarte corect, dacă o va lua razna, bineînțeles că nu îl voi susține. Dar am încrederea că va munci și își va câștiga locul. El este provizoriu pus acum printr-o numire făcută la nivelul întregului partid, pentru că s-a votat acolo în acest Consiliu Politic Național. Și când vor fi alegeri, dacă nu-și face treaba, voi fi principalul lui opozant. Nu să mă pun pe mine, bă, te dau pe tine, mă pun pe mine. În sensul în care să voi fi critic cu el dacă nu-și face treaba. Voi fi critic cu el ori de câte ori nu-și face treaba. Primarul a fost provocat să vorbească și despre relația cu președintele Consiliului Județean în contextul în care Petre Emanuel Neagu a declarat că deocamdată nu a fost convins de oportunitatea organizării referendumului pentru unirea Comunei Ținteș cu orașul Buzău. Am văzut până acum care este poziția rezervată oarecum spre faptul că nu este convins deocamdată de acest referendum, adică a spus-o cu subiect și predicat președinte Neagu. Sunt multe de discutat aici, o să avem ocazia și mâine la Campus TV. Are și dumnealui același drept ca și fiecare cetățean buzoian să vină la vot sau să nu vină la vot, dar eu sunt convins că buzoienii deștepți au înțeles necesitatea acestui demers și vor veni cel puțin 30% la vot. Am această încredere și întâlnirea pe care o am, cum să spun eu, zi de zi, pentru că, așa cum știți, merg mult pe jos, mă salut cu toată lumea și, bineînțeles, din ce în ce mai mulți oameni spun, fără să-i întreb eu, voi veni la referendum, m-ați convins. Și e un lucru extraordinar. Constantin Toma va fi prezent mâine în studioul Campus TV la o ediție specială a emisiunii Cocktail de la 16:30.